Nesimțirea șoferilor care urcă beți la volan nu mai contenește. Un bărbat a ghesmuit de-a binelea, a pierdut controlul volanului, a intrat cu mașina într-o stație de așteptare și a lovit două femei. S-a întâmplat acum două zile în orașul Ungheni. Potrivit poliției, victimele, una de 61 de ani și alta de 83, au fost transportate la spital. Ambele s-au ales cu picioarele fracturate. Prima femeie a fost operată și este încă spitalizată, iar cea de-a doua a fost externată cu piciorul în gips. Șoferul în vârstă de 34 de ani a primit mandat de arest pentru 30 de zile și este cercetat penal. Acum un an, acesta a ieșit din penitenciar după ce fusese condamnat la 10 ani pentru huliganism și comerț cu droguri. De această dată, el riscă 4 ani de închisoare.